What's up, guys? Aici Alex cu primul videoclip în care vă voi răspunde la întrebări. Stop. Vă voi răspunde pe rând la întrebări. Așadar, să începem cu ultima întrebare. Faza cu banii pe care trebuie să-i dai la Xbox Live, cam cât trebuie să plătești. Xbox Live te ajută să joci multiplayer, să cumperi sau să descarci aplicații gratuite din store-ul Xbox, iar pentru a face acest lucru gratuit trebuie să cumperi un cod de activare pentru membership gold. Se poate achiziționa de pe Amazon, am să las link-ul în descriere și prețul variază de la 12 lire până la, poate ajunge și la 50 de lire în funcție de cât timp vrei tu să ai contul Gold. Te pot găsi intro-ul de genul pe care îl ai tu. Nu exact, dar colorat sau 3D. Intro-ul pe care îl am eu este cel de la rețeaua de parteneriat și anume Your Day Lights. Dacă intri și tu în rețeaua noastră sau în orice altă rețea, poți beneficia de foarte multe funcții, însă despre asta voi vorbi într-un videoclip separat. Ai vrea să-ți mai setup-ul? Pe viitor planez să-mi iau un microfon Blue Snowball, un stabilizator și un obiectiv mai performant, pentru că ăsta deja e cam bine. Faci un video cu controlul de PS4 cu Xbox One? Da, o să fac și videoclipuri de PlayStation 4 și Xbox One, însă asta mai târziu. Ce faci? Filmezi Q&A. Ce părere ai de Xbox Series 360? Părerea mea personală despre Xbox 360 este una foarte bună. Ținând cont de faptul că eu dețin numai Xbox 360 și nu și PS3, pot să promovez destul de bine Xbox-ul 360 pentru că își face treaba destul de bine și sunt mulțumit de el. Cum upgradez Windows-ul 7 la 64 de bit? Părerea mea este să îți faci instalarea direct pe 64 de bit și să nu îți faci după aceea upgrade-ul la 64. Presupun că ai 10 ani. Presupui greșit. Ce e la Xbox și la ce se folosești? Xbox-ul este o consolă video cu aplicabilitate vastă. Cu ce filmezi? Eu filmez cu un Canon EOS 1100D, un obiectiv de 18-55mm, achiziționat de pe f64.ro. Am să las un link în descriere fix către aparatul și obiectivul pe care îl puteți în momentul de față. Mersi pentru vizionare, dar înainte să închei, vă mulțumesc tuturor celor 213 abonați pe care i-am făcut pe canalul de YouTube. 3000 de vizualizări, sunteți cei mai tari, mulțumesc pentru că mă susțineți. Nu uitați să lăsați un like, un share și un comment la acest videoclip și nu în ultimul rând să vă abonați. Nu a mai costat de foarte mult timp, ăsta este adevărul, însă am avut foarte multe probleme de rezolvat și nu am putut să mă țin și de filmat și de montat și de postat. Însă o să mai vină un videoclip destul de curând, în 2 sau 3 zile, în care îmi voi exprima părerile despre Samsung Galaxy S5, lansarea și tot ce înseamnă Ampeg 5. Mulțumesc sponsorilor Spurshirt.com și Audible. Nu uitați să intrați și pe site-urile lor și până data viitoare noi ne auzim pe Facebook.